produsele la reducere mereu ne atrag atenția, cauză din care ajungem să le procurăm mai des. Dar ce facem dacă acestea s-au dovedit a fi neconforme? Despre asta discutăm în continuare cu Tatiana Frunză, șef Direcția Informare a Consumatorilor și a Mediului de Afaceri din cadrul Inspectoratului de Supraveghere, Produse Nealimentare și Protecția Consumatorului. Bine ați venit în platoul Telemagazin! Bine, l-am găsit. Ne face o deosebită plăcere. Vreau să vă întreb pe început, cum ne dăm seama de fapt că anumite reduceri sunt reale? Vorbind acum despre haine și multe altele. Bine, am și perioada de Black Friday, atunci când ne trezim cu anumite prețuri. Totuși, dacă e să vorbim per general. Deci, inspectoratul recomandă consumatorilor să aibă grijă atunci când văd un preț. Atunci când este perioada reducerilor, consumatorii trebuie să fie atenți la eticheta produselor, la indicatoarele de preț. Anumite agenți economice au, de exemplu, de multe ori mania, nu știu cum să zic așa, de a suprapune anumite etichete cu un anumit preț. Da, da, așa? Prețul trebuie să fie foarte clar afișat, fie menționat prin procent, dar neapărat procentul să, când noi singuri acasă calculăm să ni se dea procentul exact, fie prin preț nou, preț vechi, preț vechi trebuie să fie barat, sau procentul și prețul inițial. În cazul în care nu corespunde, de exemplu, acest lucru, ajungem acasă și, bine, la un moment dat spunem, bă, am luat o haină sau un anumit lucru care costa 2000 de lei, avea 30% reducere. Facem acolo un calcul, ceva nu ne iese. Ce facem în acest... Inițial ne adresăm agentului economic printr-o adresare prealabilă. Agentul economic timp de 14 zile este obligat să ne răspundă în formă scrisă. Mm-hmm. În cazul în care nu ne satisface răspunsul agentului economic, consumatorul este în drept să se adreseze inspectoratului cu o plângere. Noi suntem obligați la rândul nostru să răspundem consumatorului în timp de 30 de zile. Am înțeles, dar agentul economic sau cel care prestează servicii de vânzare este obligat cumva ca să restituie acea diferență de preț dacă se constată o într-adevăr, da. Adică conform bonului de plată. De plată, sigur că da. Și din momentul în care nu se conformează, respectiv venim cu o petiție la protecția consumatorului. Produsele care au fost cumpărate la reducere pot fi întoarse înapoi? De exemplu, să facem un retur de... La un moment dat ne dăm seama că, bun, nu e pentru mine, nu e potrivit. Avem acel termen de cât? De 14 zile, mi se pare, da? În care putem să întoarcem un anumit produs. Îl putem întoarce dacă l-am cumpărat la reducere sau nu? Deci, să facem o claritate, pentru că chiar cumva este ambiguă această situație. Noi ne-am confruntat la telefonul consumatorului 51 51 51, unde consumatorii ne spun că se confruntă cu această situație în cadrul reducerilor. Nu este nicio diferență între haina cumpărată la preț întreg și haina cumpărată la preț redus. Exact aceleași drepturi au... Ambele, de ambele părți. Ambele, da. Indiferent de faptul că vorbim acum că, bun, vine primăvara, stocul ăsta trebuie cumva vândut, oferim acele haine la reducere, ne gândim că poate le cumpărăm la reducere. Adică funcționează în ambele cazuri. Ați auzit și voi, țineți cont de acest lucru. Ce se întâmplă în cazul, bine, vorbim de reduceri, dar ce se întâmplă în cazul produselor second hand, dacă vorbim de, de haine? În cazul produselor second hand nu se returnează. Deci acolo categoric, dacă am cumpărat, da, atât. Categoric, asta da, a da, fost. Da. Acest lucru, apropo, e valabil și în cazul nu doar hainelor, dar și anumitor obiecte de uz casnic? Da. În acest caz, la produsele second hand, agentul economic poate să dea garanție, dar poate să nu dea. Legea nu-l obligă să dea garanție față de produsele cumpărate noi, dacă vorbim de produsele de uz casnic. Am înțeles. Vreau să mă întreb în acest sens. Dacă, de exemplu, am cumpărat o pereche de pantofi care s-au dovedit, bine, i-am încălțat de două ori. Avem un certificat anumit de garanție, mai avem bonul, în 14 zile, perioada asta, pantofii s-au rupt. Din anumite motive. Mergem la agentul economic. Îi spune că, uite, consider că nu sunt conform certificatului de garanție, deci nu sunt neconform calității. Agentul economic refuză să ia, spune că, bun, e din vina ta. Ce face consumatorul în acest caz? Consumatorul inițial depune o cerere, cum am menționat, prealabilă către agentul economic. Agentul economic este obligat să dovedească vina consumatorului. Vina consumatorului poate dovedi prin expertiză tehnică efectuată de o parte terță. Noi avem
agenți economici care prestează acest serviciu, agenții economici la sigur îi cunosc, atunci când se dovedește că este vina agentului economic, respectiv încălțămintea se returnează în dependență consumatorul ce cere. Am înțeles, dar până la urmă bănuiesc că e vorba și de o anumită expertiză care implică și anumite costuri. Și atunci mă întreb, cine plătește aceste costuri? De regulă, agentul economic achită expertiza tehnică. În cazul în care această expertiză se dovedește că produsul este neconform din cauza consumatorului, el nu l-a utilizat unde trebuie sau, atunci agentul economic poate impune consumatorul să achite această pagă, dar prin instanța de judecată. Am înțeles. Și atunci paguba este și mai mare. Da. Dacă să vorbim. Este important în acest moment, lecția numărul 1, este important să fim sinceri, indiferent de ce nu s-a întâmplat sau, mă rog, na, se mai întâmplă. Na, și uzinele mari și brandurile mari oricum au anumite defecte la un moment dat, că na, m-am confruntat și eu, dar toate se rezolvă pe calea amiabilă. Acum vreau să mă întreb în acest context, dacă cunoașteți o statistică, care este raportul dintre soluționarea de cazuri agent economic și consumator. Cine a fost de vină mai mult, agentul economic sau consumatorul? De cele mai multe ori statisticile spune că este de vină agentul economic, fiindcă consumatorii, când cumpără un produs respectiv, încearcă să profite de el pentru că a dat bani până la urmă. Dacă vorbim despre electrocasnice din start, este vina agentului economic, nu a consumatorului. Bine, acum să nu vorbim doar de agenți economici, că e și vina unui brand. La un moment dat, cum ziceam, nu neapărat agentul economic. E de vină... Bine, nu vreau să aprofundăm subiectul ăsta, că sunt foarte multe la acest capitol de discutat. Vreau totuși să veniți cu recomandări unde pot merge consumatorii ca să depună anumite plângeri sau contestații atunci când nu sunt mulțumiți de răspunsul oferit de către un agent economic. Deci, în cadrul inspectoratului activează ghișeul consumatorului, care este la adresa noastră, Alexandrie 78. Mai avem linia telefonică, linia consumatorului, care este 51 51 51, foarte ușor de memorat. Mai avem 0800 28 028, care putem suna din rețeaua fixă. Așa? Și respectiv aici putem să depunem anumite contestații. Iată numerele, le vedeți acum pe ecran, o să le dăm, să le vadă toată lumea. Și din momentul în care aveți o problemă, notațiile 22515151 sau 080028028. Sunt foarte ușor memorabile, să nu credeți că al doilea număr este un tarif special. Da, noi recomandăm consumatorilor atunci când doresc o achiziție, ar putea din start să ne sune la telefonul consumatorului pentru careva consultații. La ce să atrag atenția, mai ales atunci când cumpără un produs electrocasnic, că el trebuie să aibă certificat de garanție, instrucțiunea tehnică. Și noi putem să-l îndrumăm în cazul în care are nevoie de aceste sfaturi. Ce se întâmplă în cazul în care, chiar un lucru interesant, în cazul în care, de exemplu, am cumpărat produsul dintr-o anumită locație, într-un anumit magazin, la un moment dat, bine, am luat bonul, la un moment dat l-am pierdut. Dar în perioada asta s-a întâmplat ceva cu acel produs. Cum demonstrăm că anume de acolo l-am cumpărat? Legislația prevede că eliberarea bonului de casă sau oricare alt document confirmativ că noi am achiziționat din acea încăpere bunul. Respectiv, ar putea să fie instrucțiunea, carte tehnică sau termenul de garanție care se dă la produse electrocasnice. În cazul hainelor da. Simple, cumva, așa. Nu funcționează. Da. Este important să păstrăm acel bon pentru încălțăminte, mai ales atunci când se oferă un certificat de garanție. Da. Bonul de casă este la încălțăminte, haine, acel certificat de garanție. 30 de zile, neapărat ne încadrăm în acest 30 de zile în cazul în care neconformitatea s-a produs. Am înțeles. Ce alte recomandări ar mai veni din partea dumneavoastră pentru consumatori? Dacă să vorbim de perioada reducerilor, consumatorii trebuie să fie foarte atenți pentru că sunt practici comerciale, se folosesc practicile comerciale care sunt agresive, sunt înșelătoare. Înșelătoare înseamnă că conțin informații false, care ne pot duce în eroare. Un exemplu. În cazul în care avem reduceri scrise până la 70%,
În acel magazin neapărat trebuie să fie măcar un produs de 70%. În cazul în care nu este respectiv, este o practică comercială incorrectă, care este sancționată. Și dacă mergem acolo și ne spun, păi am avut, dar e lichidare de stoc, deci gata, nu mai avem la depozit, ce se întâmplă? Este obligat agentul economic să înlocuiască informația? Da, neapărat. Este considerată cumva o informație mincinoasă, care e o practică comercială agresivă, din câte înțeleg. E corectă mai mult decât agresivă. Bine, pe de o parte și pe alta, pentru că fiecare o percepe diferit. În condițiile în care ești cumva montat ca să cumperi un produs și ești tentat, de fapt, de anumite reduceri, efectiv, tu mergi cu gândul că acolo s-ar putea să le găsești, dar nu le găsești. Eu vă mulțumesc mult. Chiar e un subiect interesant și util pentru toată lumea. Vă urez succes pe viitor și vă așteptăm să reveniți cu mare drag în platoul Telemagazin ca să mai discutăm și alte aspecte, pentru că sunt foarte multe și sunt convins că din practica pe care o aveți, aveți foarte multe exemple care ar fi și pentru noi cumva un lucru care ne-ar învăța. Da, exact. Vă mulțumesc mult, o zi bună în continuare și ne revedem.